Salut, Eftimie! Și salutări celor care îl citesc pe Eftimie, pentru că și ăsta este un lucru important. După ce, evident, am stat, am citit, am văzut despre ce e vorba în legătură cu postarea ta și cu Șandru și cu... Apropo, ai probleme cu rădureasca? Sper că încă nu. Plus flotările, am înțeles că fac flotările corect, să știi că încă nu mi-am dat seama dacă ai sau nu dreptate. E bine, am zis, domnule, dacă tot avem o sală a sporturilor, dacă tot avem un teren, o pistă unde alergăm, hai să facem lucrurile să fie pe bune și să vedem cam câte flotări poate să facă John. Eu am zis să fie o provocare și pentru Eftimie, dar mai ales o chestie care să-l ajute, să-l motiveze, nu că ar fi corporatist. Ești corporatist? Sper că nu. Hai să trecem la treabă! Cel puțin 50 de flotări în cinstea lui Eftimie. Tu poți?